Diana Enache! Mi se pare firesc, pentru că viața este roz, vorba cântecului. Este deja dizolvat. Eu vreau dizolvat, că intră mai repede. Să am înțeles. Da? Nu este de la lipozomal. Ca să... Dar nu e bun pentru ce avem noi nevoie. Nu, pentru ce? De ce, ce ai tu nevoie? Că asta vreau să știu. De mult magneziu și mult prosecco și multă voie bună. De pentru că Maria, fiica Diana Enache, are un an și câteva zile bune. De ce râd băieții ăștia? Ce vreau să spun? De ce am eu nevoie, de fapt? Par prea agitată? Nu. Radu, cred că am nevoie de tine. Cred că tu ești salvarea. Serios? Da, pentru că nu știu, nu te-aș vedea în combinația asta. Mă gândesc să renunț la doamna care mă ajută și să te iau pe tine, ca să te pregătesc pentru rolul de tătic. Deci, practic, Ciucă, poți să ai normă întreagă. Mă bag. Hai, aveți că mănâncă mâncarea copilului. Păi da, am vorbit în spate și mi-a zis că se trezește la ora 6. Deci păi și soțul grafic. Tău nu e gelos, dragă, pentru că vine Ciucă, pac, să aibă grijă de copil. Suntem o mare familie, ne avem ca frații, dar exact. La probleme știm bine, nu fugim unii de alții. Bravo, îmi place de tine. Uite, și eu mi-am pus tot așa, am zis astăzi să fim în stil mare. Hai prosecco să dăm noroc, de tei, ajută, de să tei. Fie bine, e și cald, e ce trebuie. Acum, e perfect. Mergem și la roata provocărilor cu frumoasa Diana Enache. Oameni buni, nimeni alta decât fica celebrului Adrian Enache. Țară. Nu mai spune fica. Hai mă, păi ce? Sunt verișoara lui, nu sunt da, fisa. Verișoara, verișoara. Da. De ce? Da, foarte bună să vezi că o să tot beau. Da, te rugăm mult de tot. Eu n-am ieșit de mult din casă și o să vorbesc mult și o să beau mult, o să fiu pe consum. Simte-te bine, dacă am putut să te eliberăm, ne bucurăm mult de tot. Mai ai evadat, ai evadat, da? Da, ce, te deranja la un moment dat când toată lumea te prezenta chestia asta, fata lui Adrian Enache? Nu, hai să zic ce mă deranjează. Mă deranjează că inclusiv acum un weekend am avut un eveniment și a spus lui taică-mi, ce mă bucur că ați venit cu soția. Și zic, care soție? Păi doamna, zic, nu sunt soția, sunt fisa. În America la fel, la teatrele de vară, în vară, toată lumea. Asta venit te deranjează soția. Că te confundă lumea cu în zona asta, păi nu? Da, mă, eu sunt prea tânără sau ele prea... Nu, el e prea tânăr sau e prea bătrân? Nu, mă, el n-arată, nu-și arată vârsta, bunicul. Și eu mi-o arăt? Nu, tocmai de asta. Să că nu e unghiul bun, ia, nu, să tocmai de asta, dar e un compliment ăsta pentru Adrian. Mama, ați venit cu iubita. Păi pentru el și pentru mine cum e? Și pentru tine pentru ceva tine de mai genul... Pentru tine mai umblă nemachiată, mai copilăroasă, așa, nu mai stai la sacouri, serioasă toată și ziua. Și pentru tine, după aia, uite mă, și uite fata asta tânără cu păi Adrian Enache, care de atâta timp, nu știu ce. Stai, îți mai spun una, în premieră, l-a întrebat cineva pe stradă, îți jur, la mine în cartier vine și o plimbă pe Maria și l-a întrebat, dar când ați avut timp să o faceți și pe domnișoară? Deci, sincer, eu am crezut că a glumit și că e așa, știi, ca să fie bine să râdem noi, dar îți jur că dacă nu eram acolo, n-aș fi crezut. Vezi ce înseamnă o imagine creată în ani de zile, da. Când toată lumea știe că tu ești craiul României, când toată lumea știe că ai fost burdalnic. Mă, știi cum e craiul în fața Mariei? Gata, nu mai e niciun crai. Da, îți dai seama, l-a văzut pe Adrian Enache cu nepoțica. Dar cât ați făcut-o? Nu vă supărați. Într-o pauză, între concerte. Bun, perfect. Diana Enache în formă mare, oameni buni, astăzi să fie la roata provocărilor. Învârți roata asta, îmi plic câte o provocare și vedem cum te descurci. Și dacă nu surâ, de ce facem? Bem? Până shaturi, dimineața? Da, până dimineața. Shat după shat. Hai să vedem. Și tu o să oprești unde știi că e bine, da? Nu, fii atent, toată lumea zice lucrul ăsta, dar... Nu, eu opresc doar ca să nu pierdem timpul, pentru că durează așa mult este. Până ia, se învârte roata. Așa este, iau de fix plicul ăla verde. Exact, plicul ăsta, stai să vedem ce scrie aici. Hai să vedem. Stai să vedem ce provocare are Diana. Prima ei provocare astăzi este să fredonezi un celebru, un refren celebru dintr-o manea. Dușmanii îmi poartă pică că n-au valoarea mea și toată viața lor. Urmam. Haide mă că era cu public, de asta am tăcut. Aici toată lumea merge la jazz, aici toată lumea este pe muzică clasică. Ce miracol, ce minune că te-am întâlnit pe tine. Da, mi-a plăcut asta. Să-i fac și florile. Deci mi-a plăcut chestia asta când a zis cântă un pic un refren dintr-o mare, a fost cu dușmanii, imediat. Așa am simțit, trebuie să zic acum. Bine, mai sunt simțit. Și ei. Eu ți-am zis cum i-ai oprit șansa, zic întotdeauna aici la emisiune. Bună ziua, oameni buni și oameni răi. Că da, sunt exact. Și oameni răi. Oameni răi la suflet, pentru că nu iau magneziu și pentru că nu beau prosecco și pentru că nu se roagă. Că am uitat să zic și de asta, că e important, este antidepresiv. Și tot ce spun eu cu energie și cu rugăciune. Și acum nu fac mișto. Da, te cred. Haideți să învârtim și să vedem mai departe cum stau lucrurile. Învârte doar mai ușor ca să putem să avem, să avem mai multe provocări. Hai că o să fiu mai finuță. Hai să oprim roata asta a provocărilor. Dar era cu public, trebuia să cântați și voi de acasă. N-avem cei de acasă. Cei de acasă au cântat, aici ți-am zis. Dar ia sunt altfel. Foarte bine lipite, deci asta înseamnă că sunt provocări grele. Și că nimeni nu știe de ele. Arată penultima poză din galeria foto a telefonului tău. Penultima. Tu arăt, că cred că e cu Maria. Sau cu să vedem, cine știe. Dar stai să văd unde am telefonul, mă duc să-l iau. Uite-l ia acolo. Să vedem, iată, vine telefonul.
Penultima, da? Da, penultima. Repede, repede, repede. Ia să vedem. Penultima, da, joci corect. Păi, dar joc foarte corect. Uite, penultima. Știți, uite, penultima. Nu, astăzi, de... nu. Penultima dinainte. Mami, uite, cine e aici? Uită-te. Da, aici este Vlăduț, incredibil. Da, vreau să se uite toată lumea, că era familia lui Cătălin, da, da, Aurora. Vlăduțe și Aurora. Cu Vlăduț am vorbit cu ei astăzi și mi-au trimis poză că luase de la școală, ca să uite, aici era. Nu, ăsta e prietenul nostru, nu are sens să-l arăți că-l faci public. Și pisica aici. E prietenul nostru, uite, îl arată-l, e directorul de la Orange. Aoleu, nu trebuia să zic. Prietenul nostru, fane cu abonamentele. Vrei haide, să arăt asta? Hai, nu, gata, hai de învârte. Hai, că sunt cu minte, ai văzut. Gata, da, mă, deci perfect. Dar ai văzut că e familia ta aici, da? Da, am crezut că ai poze, ce ziceai ceva mai devreme, poate iar cu Maria, cu Măriuca ta, sau, gata, punem aici corect, da? Telefonul pe masă, că cine știe, poate mai avem și alte provocări. Hai să vedem, mai învârte. Mai finuț, da? Mai finuț. Ca să mai avem timp să avem cât mai multe provocări cu Diana Enache. O să fiu foarte lentă. Verde. Iar verde. Verde, dar asta e un verde mai deschis. Dă-mi o provocare cu ciucă. Fredorează un cântec pentru copii în timp ce inhalez heliu din balon. Dacă nu știi alte versuri, le avem. Știu, cu asta doarme fime. Păi da, dar trebuie cu heliu din balon. Hai, că luăm și heliu. Perfect. Ține, te rog frumos, de aici. Invers, de fapt, cred că țin eu așa. Da, și eu. Ține bine de aici, ca să nu se... Nu, de aici. Stai, mai așa. Da, așa, hai. Hai, acum da? Da, cu heliu, tot. Înghite tot heliul ăla, că dacă nu, nu o să se simtă. Și pun, perfect. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Stau cu capul în apă și codița în sus. Stau cu capul în apă și codița în sus. Vezi? Asta era... Da, scoate-l acum, să vrei. A fost impecabil, nota 10. Dar ai știut când de celul imediat, nici n-a trebuit să-l citești. Să știi că am făcut acum două săptămâni când am fost la voi și un... cum ai spus, doamne? Un reel. Un reel. Lasă reel-ul, că de reel știu. Un Instagram. Ce-ai făcut? Changing... Cum ai spus? Guess the song, nu da, era și atât ai ghicit, Și am ghicit, da, dar să știi că astea cu copii acum le știu foarte bine, așa că mă gândesc să scot și eu un album pentru copii, de ce nu? Nu fi rău, mă, micuțu, haideți să învârtim aici la roata provocărilor cu Diana Enache. Hai să vedem, ciucă, trebuie să faci o provocare cu mine. Cam ce provocare vrei să faci cu ciucă? Nu știu, să vedem ce ai aici, să mă ajute și el. Să vedem. Să vedem. Ce o să iasă? Răspunde la întrebarea ce bărbat celebru ți-a făcut avansuri, dar l-ai ignorat. Nu pot să fac asta. Trebuie să zici. Nu am. Mai trebuie. Nu-i frumos. Și acum sunt mamă. Da, bine. Și acum sunt mamă. Am pus și piciorul, ai văzut? Da, stai un pic, asta s-a întâmplat înainte să fii mamă? Da, în tinerețe. Păi, s-a prescris. Și bărbat celebru? Destul, kind of, să zicem. Ok, atunci dacă nu-i spui numele, trebuie să bei un șat. Da, bea un șat, nu-i problemă, că așa mi-e sete. Lasă, foarte decât bine. Să spargem alte case, mai bine bea șat. Iubesc. Bun. Hai, un, doi, trei și... Șat după șat. Să știi că mie îmi place și lămâia mai nimerit. Băi, nene, așa la fix, dacă... mă. Dar mie îmi place că ești foarte, cum să zic, cooperantă. Pac, să citești mesajul și heliu, adică nu e nimic așa. Nu, păi de... totul e pe... Nu mai e atât de tare ca să putem să prindem mai multe provocări. Da, alege tu direct ce plic vrei. Nu mai. Păi am putea să facem așa, hai să vedem. Și... Verde, corect? Băi, am ceva cu verde. Puneți căștile, va porni muzica, iar tot voi rosti câte o frază. Trebuie să încerci să citești pe buze și să spui ce ai înțeles. Eu spun tot ce am înțeles, da? Da. Nu mai contează. Imediat, stai să iau cam aici niște fraze pe care le-am pregătit pentru tine, Diana, da? Da. Ce-mi pui? Ceva de summer? Muzică tare de tot. Pune-i de aia de tăiat venele, că tot a zis ea. Să-mi zici de când. Merge? Merge. Încep. E maxim. Viața nu e întotdeauna roz. Vreau o sticlă de Aperol. E bine a noastră. Viața nu este întotdeauna roz. Ceva cu niște chiloți roz. De jos căștile. Era viața nu este întotdeauna roz. Dar da. Te-ai descurcat, dar bine. Dar dacă ai chiloții roz și Aperolul, se face. Asta e. Deci poate să fie mai viața. Mai da? Da, hai mergem mai departe. Elefantul Cici și-a pierdut Cipici. Vrei o savarină cu... Elefantul Cici și-a pierdut... Elefantul Cici și-a pierdut Cipici. Bravo, asta e! Bine! Bravo! Bun. Hai să vedem. După mine, potopul. După mine, potopul.
Bine, mă, dă mai... Da, ai zis bine, bravo! A, nu că... Bine, mai dă mai tare, Ciucă, la muzică. Lasă Ciucă, așa. E bine, nu e tare, să știi. Știu, știu că știi că știu că ai pește. Știu că știi că știu că ai pește. Să moară și mama ta! Știu că știi că știu că ai pește. Să moară și mama ta, da! Asta înțelegi tu? Știu că știi că și știu că ai pește. Ceva cu căciulă și pește! Asta e, haide aici, bine! Mai ia un șat, că asta n-ai nimerit-o, gata, vino! Le las? Nu. Știu că și știu că știi că știu că ai pește. A, ceva cu pește, am zis, da? Hai, mai am pune încă o dată. Pun, da. Hai, dar dă mai greu. Mai greu, fii atent. Adrian Enache, cel mai mare crai. Adrian Enache este cel mai mare greier? Hai, ceva. Adrian Enache, cel mai mare crai. Hater? Încă o dată. Adrian Enache, cel mai mare crai. Este cel mai mare entertainer. Entertainer. Bravo, l-ai făcut greiere, hater, entertainer, da. Cry. Ne vedem acolo, n-am cry. Înțeles. Cry, haide să bem un shot cry. Aici. Mai punem? Nu mai, no. Gata. Cel mai no. Mare cry. Ai mă, dar termină cu cry-ul ăsta care ne poate, nu mai e de cry. Păi da, și mă, dar nu mai e cry? Ce? Nu mai e cry, zic eu. Nu mai e, nu? Stau proșii cu mamele din America, nu mai e ce era odată. Am realizat, să știți. Stai un pic, adică nu mai are succes la mamele din America? Are, dar au rămas două, trei, nu? Cum erau? Acum, dacă mă întreb pe mine, el fiind bunic, cred că ar trebui să schimbe un pic categoria de vârstă. Nu! De ce? Pentru că și bunicile de acolo și ele au nepoți și arată senzațional. Păi de asta zic, și Adrian atunci cu bunica reacționează altfel. Da, da, cu bunica. Și relaționează altfel. Bună, uite cum sunt eu ca bunic, cum ești tu ca bunică. Da, exact. Hai să mai luăm totuși un shot, pentru că... Păi ce, n-a fost bine? Păi nu, că unele le-ai greșit. Păi da, da, am zis cu elefantul cinci. Da, tu oricum ai zis că îți place lămâia, așa că haide să ne... Doamne ajută, sănătate, mult noroc. Da, nu alăptez, nu cred că e o nu problemă. Nu mai alăptez, gata. De asta zic, că dacă alăptez, probabil ar fi o problemă consumul foarte de atâta lămâie. Hai să mai învârtim o dată. Hai, pune. Învârte tu, că apoi zici că... Nu, nu, că eu fac ce zici, n-am nicio problemă. Perfect, hai să vedem aici. Ce avem pentru prietena noastră, Diana? M-a usturat stomacul deja. Imaginează-ți că trebuie să cucerești pe cineva și îi faci câteva complimente folosind cuvintele pupăză, sarmale, biberon și roz. Sunt o pupăză, nu fac sarmale, dar am un biberon și chiloți roz. N-ai cum, mă, n-ai cum. M-ai convins. Deci n-ai cum. Adică convingă... Mai am fost cam rapidă, nu trebuia să mai... Băi, deci, cum să zic, zici că le avea deja pregătite, învățate. M-ai nimerit asta cu sarmalele, să știi. Să vedem, mă, că tu ești bună, ești și actriță. Ești și actriță, și cântăreață, și mamă, exact. Toate, ce hai să mai învârtim asta. Da, să știi, la radio sunt când o pupoză, nu fac sarmale, am zis bine, nu-mi place să fac sarmale. La radio când te întorci? Când mă cheamă. Să ne dai și nouă o dedicație. Vă da o dedicație, dar poate schimb radio-ul până atunci. S-a aruncat în univers. Bă, asta noastră e pregătită, mă, pentru tot felul de... Mi-ați merge totul prea repede, parcă sunt prea... Dar mi-e place de energia asta ta. Povestește-ne cea mai penibilă întâmplare pe care ai trăit-o în televiziune. Dacă ți-a adus ceva aminte. Cea mai penibilă? E ceva? Bă, ce? Nu prea am avut așa chestii penibile. Atunci mai învârtim roata și mai căutăm altă provocare. Dacă vrei mai beau, dar penibil așa... Nu, hai să căutăm, ia, uite, s-a oprit aici. Ah, ce e acolo? E clar, l-ai de mult pus, că e portocaliu. Nu, e pe uite, mai era și ăsta portocaliu. Aha, da, hai să vedem. Hai să vedem. Desenează-l pe Adrian, desenează-i pe Adrian Enache și pe Iuliana Marciuc. Păi nu știu, n-am talent la desen. Ai acolo. Da? Nu cred așa. Da, bine. Glumesc. Da, separați, da? Ca personaje separate. Adică la ce te referi? Ca entități diferite, nu păi facem tablou. Și cum putea să fie altfel? Păi, dai să nu stau cu spatele, da? Cum putea să fie altfel? Un tablou? Separat. Atunci să fie separat, dacă da, tu zici. Da, să facem așa o linie. Nu merge? Ba, da, dar ți-ai, nu așa de sus, dacă le pleacă de acolo, perfect. Așa ca să deci separă, clar, tabloul trebuie să fie separat. Păi nu, așa e frumos, că ai zis, sunt două personalități diferite. Da. N-ai zis. N-ai zis cuplu. Exact, desenează-i pe Adrian Enache și Iulia. Păi da, ca și cum desenează-l pe Cătălin Măruță și pe Radu Ciucă. Da, exact, păi da. Bine, hai, să știi că n-am talent la desen. Aici pe cine desenezi? Pe tăticu. Pe tăticu. E mare zâmbetul, se vede? Da, e mare, da. Da. Ai barba strâncene. Lui, nu-i gura lui. Păi, pe gură nu ai făcut. Păi nu, mai e... Ai, bine.
E bine? Deci cu zâmbetul mare așa. Așa, părul pe spate. E un pic gelat, da? Aici. Da. Ai zis să-i pui mai mult păr. Păi pun, dar cât mă lasă și pe mine aici. Hai așa. Cred că l-ai făcut, deci așa arată bunicul Adrian Enache. Stai să-i facem și o ureche și ești foarte tare curios de următorul... Nu, bă, asta te-ai descurcat bine, vezi că zici că nu știi să desenezi, dar poți. Bravo, și aici să scriem așa. One man show. Știi, da? Da. Okay. Hai să vedem. Și mai departe, pe cine trebuie să desenezi? Pe Iuliana, nu? Iuliana, da. Marciuc. Da. Cătăline. Ochi mari. Mari? Mai pisicoși așa. Hai, că tot cu zâmbet, da? Da. Uite. Dar vezi cum ai făcut? Să se uite direct la el. Na, se uită spre Ciuc acum? Da. De ce nu lași să se uite la el? Păi cât să se tot uite? Se uită. S-or mai fi plictisit. Uite. A făcut cu ruj. Da. Perfect. E bine, da? Da. N-am pus urechi. Pune. Gata. Perfect. Bravo, mă, te-ai descurcat bine, eu zic că ești bine. Bravo. Sunt chiar ok, nu? Ești foarte bine. Hai să mai învârtim o dată. Te ajut eu, vrei? Uite aici. Haide. Că nu, dar am făcut foarte multe provocări cu tine și îmi place că nu te-ai dat, cum să zic... Păi am plecat de acasă, eu când plec cu motiv, deci o să stau aici. Nu te-ai dat la o parte de la tot felul de provocări, ai zis, da, mă, fac orice trebuie. Uite, toată lumea e pe zâmbet frumos, pe râs, nu? Ia să vedem aici. Ce mai spui? Răspunde la întrebarea, dacă ai fi moderatoarea unei emisiuni, care ar fi vedeta pe care nu ți-ai dori o niciodată invitată? 3, 2... Fiecare om are locul lui sub soare. Nu mă pune să creez animozități. Păi nu creez eu animozități. Ai o emisiune și nu vrei să invit pe cineva. Păi uite, nu vreau să invit pe Cutare. Nu vreau să invit vedetele astea care sunt acum. Gen? Marcel de la... Acum depinde la ce televiziune ai fi, da. Știi că... Dacă de ești... unde vrei? De la o anumită televiziune? Păi nu, ziceam că dacă îl vizi pe Marcel, nu poți să-l vizi. Vrei să zic un secret? Nu-mi plac vedetele astea actuale, generația nouă. Îmi plac ăștia mai vechi ca tine, da. Care aveți ștate vechi cu experiență, apropo, că a dat în mine, da? Las că dau nu, și... Nu, na, da, 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 asta. Lumesc, nu-mi plac vedetele noi. Mi se par de fața de... Ei, maxim să iau pamper și uite, o să vedem. Deci trebuie să ne arate un mesaj primit pe WhatsApp de la o persoană de sex masculin și să vedem. Ne spui și noi te credem pe cuvânt, Diana. Păi nu, știi cu cine am vorbit? Am vorbit cu fostul meu șef. Îți spun sincer, le-am dat piesa pe care am lăsat-o mai de mult cu Rare și acum 2 săptămâni l-am pus la tine. Piesa de la... Da, Piața în roz. Și am vorbit despre... Da, am dat-o la Național și m-au întrebat când pot veni și la Matinal. Vezi ce fată corectă sunt? Bă, n-ai cum. Foarte frumos. Băi, e foarte mișto fata și e foarte corectă și ce-mi place să rămâi întotdeauna, așa jur. Da, nu mă știm. Că ești cu zâmbetul pe buze. Să fim oameni, și, măcar și atâta mă, timp ești... cât știința n-a descoperit că suntem altceva și să fiți oameni înainte de a fi orice, animale. Vedeți, animale și fake-uri, da? Să fiți originali, să nu vă pierdeți originalitatea, iubirea, familia, speranța, credința. Până mâine îți vorbesc aici. Asta am fost eu. Diana Enache, ea este, căutați-o pe Instagram, Diana Enache. Enache, Diana, fii atent, ca să Diana fie colega Enache de la e colega voastră și în continuare primesc mesaje că nu prezint anumite știri cu empatie. Deci nu le prezint eu, deci nu sunt eu, Diana Enache și eu sunt Enache Diana. Tocmai ca deci să Enache Diana, vă rog confuzia. Frumos, căutați-o pe Instagram. Mulțumim mult de tot, să ai grijă eu de tine și te lăsăm să mergi la Măriuca acasă. Și merg la Măriuca acasă și vă mulțumesc din suflet și să ne vedem sănătoși. Te pupăm, mulțumim mult de tot.